trebuie să fim optimiști și să realizăm mai mult decât am realizat sezonul trecut. Aveți și o revanșă de luat față de suporteri. Da, așa este. Trebuie să le oferim mai mult și să urcăm atât în clasament și cât și cupa să revină în bănie. Nu sunt foarte multe noutăți. În schimb, au plecat câțiva jucători importanți. Cum vezi lucrurile? Cel puțin pentru perioada asta de pregătire. Da, așa este. Au plecat mulți jucători, dar sunt sigur că se vor face transferuri care ne vor ajuta în noul sezon. Se caută un jucător și acolo, pe poziția ta, te temi de concurență? Ești cam singurul fără dublură. Nu mă tem, îmi place concurența și este benefică pentru orice jucător, doar așa putem să ne antrenăm la capacitate maximă și să jucăm la capacitate maximă. Când veți pleca în campionatul din Austria, tocmai atunci se va trage și la sorți. Primul tur, de fapt pentru primele două tururi preliminare. Te-ai uitat pe listă, vrei un adversar anume, ceva aproape, să vină mă suport, echipă mai modestă sau la fel, un adversar puternic? M-am uitat, îmi doresc doar să trecem de aceste tururi, nu-mi doresc o echipă anume. Vreau să vină suporterii, ne-au susținut mereu, sunt sigur că ne vor susține și acum și sper eu să ne calificăm. Se vorbește de titlu, de cupă, care ar fi mai la îndemâna voastră? Normal, în fiecare an se vorbește de titlu și de cupă, deoarece este un club cu tradiție, un club mare și așa este normal. Noi dorim și titlu și cupă, ca orice candidată la titlu. Tu probabil nu o să ai probleme în campionatul din Austria, ești pregătit, adică știi, poți să alergi, ai condiție fizică, totuși, care e pregătirea făcută de Cornel Blejan? N-ai prins antrenamentul? Da, sunt și antrenamente grele, normal. Sper să fie o pregătire foarte bună și să ne ajute în sezonul viitor. Și că o să aveți și 3 pe zi, vă treziți la 7 de ani. Nu știu, n-am auzit asta. Da, dacă acesta este programul, normal îl vom face și sper eu să facem cu bine.